6 medalii de aur și una de bronz au fost obținute de către sportivii clubului Cristal din Hățeg la campionatul național de taekwondo desfășurat la Vaslui. Primarul urbei, Adrian Pușcaș, este încântat de faptul că în perioada 24-25 martie la Hățeg va avea loc competiția intitulată cu pare tezat de taekwondo, la care vor participa sute de copii din întreaga țară. Roxana Gheorghiță a câștigat 2 medalii de aur, ea fiind declarată cea mai bună sportivă în probele de luptă și la tehnici speciale. De asemenea, 2 medalii de aur a câștigat și Andra Covaci în probele de luptă și tehnici speciale. Artur Cichi s-a impus în proba de luptă, Ștefan Hibais a fost cel mai bun la proba de luptă, iar Bogdan Iorgoni s-a impus tot în proba de luptă și Denisa Ciucurescu a urcat pe podiumul de premiere, finalizând competiția pe poziția a treia în proba de luptă. Apreciem toate sporturile, chiar sâmbătă în 24-25 vom avea un turneu de taekwondo pentru copii în Hățeg, un turneu național care se va desfășura pentru copii între 8 și 12 ani în orașul nostru. Vor veni sute de copii care se vor lupta în orașul nostru. Pe această cale țin să felicit echipa de taekwondo Cristal Hațe, care a fost în acest weekend la campionatul național de la Vaslui și a obținut 6 medalii de aur. La Cupa Retezat sunt așteptați cei mai buni juniori din România, legitimați la categoriile 2 și 3, ocazie cu care vor fi cunoscuți mulți dintre cei care vor reprezenta România la competițiile internaționale viitoare.